În cele ce urmează am să vă invit în Ierusalim, mai exact am să vă invit în odaia de sus, apoi în templu, mai bine zis în pridvorul zis al lui Solomon și în cele din urmă la Sinedriu, în acea întâlnire din primele capitole din Faptele Apostolilor. Citim selectiv, dragii mei, din motive de timp, din primele capitole, adică Fapte, capitolul 1, versetul 12 la 15. Continuăm lectura în versetul 21, apoi în Fapte, capitolul 3, primele versete, și în Fapte, capitolul 4, tot primele versete. Haideți să ne conectăm. Fapte 1, 12. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe, cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la olaltă era de aproape 120 și a zis, versetul 21, trebuie deci ca, dintre cei care ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Capitolul 3, primul verset. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Capitolul 4. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, a venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi. Amin. Să ne așezăm. La ultima arătare a Domnului Iisus Hristos după înviere, pe când se aflau în muntele zis al Măslinilor, după ce Domnul vorbește cu ucenicii, iar ei își doreau să mai rămână, Domnul s-a înălțat la ceruri. Un nor i-a ascuns de ochii lor. Iar ei, ucenicii Domnului, au rămas cu ochii piloniți la cer. De acolo un mesaj au auzit. Pentru ce stați cu ochii pironiți spre cer? Pe cel care îl vedeți că se duce, îl veți vedea că se va întoarce. Așa cum a plecat, așa va veni. De atunci și până azi, în așteptarea Domnului, a Mirelui, ochii fizici nu ne mai ajută. Cele cinci simțuri cu care am fost dotați ca să ne descurcăm aici, pe pământ, nu ne mai ajută. De atunci și până azi, simțurile noastre rămân limitate, rămân de un ajutor relativ în viața noastră de zi cu zi. Trăim prin simțuri, ne raportăm prin simțuri la viață, dar cerul nu poate fi atins și realitățile de acolo cu simțurile. Atunci când ochii lor
nu i-au mai ajutat. Li s-au deschis o altă pereche de ochi, ochii sufletului. Iar ei, ca și noi, iubiți credincioși, suntem chemați să avem o relație cu cerul și să-L așteptăm pe Domnul cu ochii larg deschiși, dar nu cu ochii aceștia, ci cu ochii sufletului. În această dimineață, în această zi de reuniune și sărbătoare, să ne deschidă Domnul ochii sufletești și să-L vedem pe El și să-L dorim pe El și să-L așteptăm pe El. Cum așteaptă Biserica întoarcerea lui Hristos? Biserica așteaptă întoarcerea Domnului împreună. Împreună. Dacă doriți să oferim un titlu mesajului din această dimineață, mesajul este Biserica împreună. Dacă citim în cheie corectă cartea Faptele Apostolilor, ea nu este despre un personaj sau altul, chiar dacă vreo câțiva se remarcă în mod deosebit. Dacă va fi să căutăm cuvinte cheie în această primă istorie a Bisericii lui Hristos, cuvântul cheie este împreună, din nou împreună, ei, toți, adunați la oaltă, într-un gând, într-un cuget. Așa așteaptă Biserica pe Hristos, împreună, mereu în același loc, mereu în același gând, mereu în același simțământ, mereu făcând același lucru, mereu îndemnându-se unii pe alții, mustrându-se, îndreptându-se, mereu împreună. Unul cu ochii spre ceilalți, ceilalți spre El, cu toții uitându-ne unii la alții. În trei direcții merge Biserica împreună, așteptându-L pe Hristos. Îngăduiți-mi să ne întoarcem la textul biblic și să identificăm aceste trei direcții. În primul rând, Biserica este împreună în rugăciune. Împreună în rugăciune. Totul, așa cum se spunea deja, începe și se fundamentează pe rugăciune. Priviți însă la contextul particular al acestei rugăciuni, priviți, vă rog, la versetul 12, unde spune că ei, după ce Domnul s-a înălțat la cer, s-au întors în Ierusalim și acolo au găsit că cel mai bun lucru pe care pot să-l facă, pe care trebuie să-l facă, este să se roage. Au descoperit rugăciunea. Aș vrea să vă pun o întrebare retorică. Nu aștept neapărat să-mi răspundeți, decât să reflectați la ce vă întreb. În vremea aceea, când Domnul a fost cu ucenicii, trei ani și ceva, de câte ori ați găsit pe ucenici la rugăciune? De câte ori? Nu-mi spuneți de câte ori l-ați găsit pe Domnul la rugăciune. El s-a rugat mereu, parcă simțind că altcineva nu se roagă. Citiți, vă rog, în Evanghelii și îi veți găsi pe ucenici făcând o grămadă de lucruri, dar nu îi veți găsi la rugăciune. Odată Domnul s-a riscat cu ei și pe când lui îi era mai greu în grădina Ghețimani, cu ultima nădejde i-a chemat la rugăciune. Și Domnul a început să se roage, El era campion în rugăciune, iar ei, pe cum Domnul se ruga, au adormit. La urmă i-a trezit și le-a zis, destul, haideți să plecăm de aici. De aceea, în timpul în care Domnul era cu ei, ucenicii au făcut multe și unele lucruri foarte bune, de ispravă, dar n-au excelat în rugăciune, pentru că mereu se bizuiau pe Domnul, care toate le știe, toate le poate și care în cele din urmă se roagă, inclusiv pentru ei. După înălțarea Domnului, au descoperit rugăciunea. Pentru că ceva trebuie să se întâmple ca să ne rugăm. Nu ne rugăm în mod gratuit niciunul de aici. Ceva trebuie să se întâmple, iar cu ei chiar s-a întâmplat. Domnul a plecat și în această criză, în această absență, în această așteptare, în sfârșit, rugăciunea și-a găsit locul, înțelesul. Și iată-i împreună la rugăciune. Acolo, în contextul acela, în odaia de sus, au redescoperit trei lucruri
În primul rând, au redescoperit alteritatea. Alteritatea este despre altul. S-au descoperit unul pe altul. Câte vreme erau cu Domnul, toți se raportau la Domnul, la Maestru și uitau unul de altul, ba chiar mai mult, uneori se certau între ei. Aveau tot felul de litigii, aveau tot felul de aroganțe copilărești, se comparau unul cu altul, știți, întâmplări din Evanghelie. Până când Domnul era cu ei, aveau timp de multe. Nu se priveau cu respect unul pe altul, nu dezvoltau acel exercițiu nobil de admirație pentru celălalt, dar când Domnul a plecat, se descoperă unul pe altul. Este redescoperirea alterității a celuilalt. Acum Domnul nu mai este tot ce avem, suntem noi, cei de aici. Bine zicea Sfântul Apostol Ioan, cum îl vei iubi pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, dacă nu-l iubești pe fratele tău pe care îl vezi? Când spunem împreună în rugăciune, spunem în primul rând valorizarea celuilalt, părtășia cu celălalt, să-l redescoperi pe celălalt. Domnul nu se mai arată trupește, dar fratele tău, sora ta, se arată trupește. Domnul nu se mai arată ca să-l poți atinge cu simțurile, dar ochii tăi, atingerea ta, apropierea ta, proximitatea, poate sunt pentru oameni, pentru oameni care trăiesc și ei cu Dumnezeu. Așadar, nu ne putem ruga dacă întâi nu ne apreciem, dacă întâi nu ne iubim, dacă întâi nu ne respectăm, dacă întâi nu ne uităm cu atenție unii la ceilalți, dacă nu ne purtăm poverile unii altora. Să ne ajute Dumnezeu. În odaia de sus, ei redescoperă, am putea zice, necesitatea rugăciunii. Cum vă spuneam, nu s-au rugat înainte, dar se vor ruga acum și o vor face cu cereri, cu mijlociri, vor găsi motive de rugăciune, vor fi creativi în rugăciune, când Domnul deja nu mai este cu ei. Și în fine, ei redescoperă diversitatea. O diversitate pe care n-au experimentat-o înainte. Aș vrea să vă aduc aminte că o mențiune frumoasă din acest pasaj este că împreună cu ei, cu cei 12 enumerați, în cazul acesta cu cei 11, zice că erau și femeile și mama lui Iisus și frații lui Iisus. Erau femeile și mama lui Iisus. Erau bărbați și femei. Nouă ni se pare obișnuită astăzi, într-o epocă totuși modernă, ba chiar postmodernă, ca bărbații și femeile să fie tratați în mod egal. Dar pe vremea aceea femeile erau mereu excluse, iar femeile nu aveau acces în spațiul acesta sacru al dezvoltării religioase. Și acum, iată, creștinismul, prima biserică, biserica din Ierusalim, adună femeile împreună cu bărbații și, dacă mi îngăduiți o nuanță, familia lui Iisus, frații lui, erau în sfârșit și ei în odaia de sus, unde aveau obiceiul să se strângă. Familia lui Iisus, care o anumită vreme n-au înțeles lucrarea Domnului, nu au rezonat cu Iisus. În sfârșit, după ce Domnul a plecat, iată-i împreună cu biserica. Ceea ce înseamnă diversitate. O diversitate dată de faptul că unii suntem bărbați, alții femei, unii în vârstă, alții suntem tineri. Unii suntem constanți cu Domnul, iar alții trebuie să se întâmple ceva ca să se întoarcă din nou între noi. Dar în această diversitate e Hristos, e Domnul. Rugăciunea, așadar, ar trebui făcută cu mult respect față de semeni, cu semnul acesta al urgenței și cu respectarea diversității în care se ascunde prezența lui Dumnezeu. O, dacă am înțelege lucrurile acestea, ne-am rugat mai mult, mai bine, mai adecvat, am fi mult mai creativi. În al doilea rând, biserica merge împreună nu doar în rugăciune. Adăugați, vă rog, biserica merge împreună sau îl așteaptă pe Domnul împreună în viziune. În viziune. Vă îndrept atenția la versetul 15 până la finalul primului capitol. N-am să citesc, am să vă povestesc. În zilele acelea, adică intervalul de 10 zile dintre înălțare și cinzecime,
Petru se ridică în mijlocul fraților, acelor aproximativ 120, și spune ceva de genul: fraților, oameni buni, iată că noi acum suntem 11, deși cândva eram 12. Iată că cineva lipsește, Iuda Iscarioteanul, care nu mai este printre noi, care nu mai este printre cei vii. Așa că am face bine să alegem dintre noi pe unul care să-l punem în apostolia aceasta, și alegerea s-a făcut. Mișcarea aceasta despre care predicăm puțin, acest interval de 10 zile în care are loc alegerea lui Matia, cum bine știți, ar trebui să ne rețină atenția măcar preț de câteva minute. Pe fondul acela de rugăciune izvorăște, se naște viziunea. Iar Petru, în urma rugăciunii, nu în urma unei iluminări, să spunem, spectaculoase, în anturajul acela al bisericii primare, Petru își dă seama că ceva trebuie făcut, pentru că asta e viziunea, ceva trebuie făcut. Că ne aflăm într-o situație care trebuie îndreptată, că lucrurile merg și nu merg, ar putea merge mai bine. Că avem nevoie să ne extindem cumva înțelegerea asupra realității, asupra trăirii cu Dumnezeu, asupra slujirii, iar toate acestea stau sub cuvântul viziune. Da, iubiții mei, în odaia de sus nu a fost doar rugăciune, ci a fost și viziune. Petru vede, dar nu cu ochii aceștia, ci cu ochii ceilalți, nevoile comunității, nevoile bisericii, nevoile generației lui, contextul în care slujește acela din Ierusalim. Despre viziune, îngăduiți-mi în lumina acestui episod să spun din nou trei lucruri. În primul rând, viziunea are nevoie de realism, de mult realism, nu idealism, ci realism. Uneori viziunea este vorbită de rău, cuvântul, conceptul, pentru că este încărcat artificial de idealism. Iar idealismul face mult rău, e nociv, pentru că ne face să vedem lucruri care nu există, și nu doar că nu există, care unele nu se vor întâmpla niciodată. Viziunea nu se clădește pe idealism, ci pe realism. Ea pleacă din realitate ca să modifice realitatea. Iar realitatea lor era că cineva lipsește, adică eram 12, acum suntem 11, cineva a dispărut dintre noi în condiții, în cazul acela, dramatice. Cineva lipsește. Ca să vezi că cineva lipsește, trebuie să fii realist, trebuie să-ți asumi lipsa, să-ți asumi, cum să spunem, scadența, nu? Să-ți asumi situația. Viziunea nu funcționează decât în condiții de realism. Nu ne facem mai buni decât după ce constatăm că nu suntem atât de buni. Nu punem ce lipsește până nu vedem ce lipsește. Nu îmbunătățim și nu ne îmbunătățim până nu ne cercetăm noi înșine, cum zice Apostolul Pavel, ca să vedem cam unde ne aflăm, mai suntem, cum se spunea, în credință? Și dacă nu suntem, ce trebuie să îndreptăm? În viziune este mult realism. Adăugați, vă rog, în viziune este și multă principialitate. Da, principialitate. În versetele 21-22, pe care deja le-am citit, ei fixează niște principii și spun: vom alege dintre noi pe acela care a umblat cu noi cu începere de la botezul lui Ioan sau al lui Iisus și până în ziua înălțării lui Iisus, adică stabilim niște principii, avem niște norme după care îl vom alege pe acela, nu-l alegem întâmplător. Iar această principialitate stă sub semnul unei mari virtuți, din nou nespectaculoase, se numește fidelitate. Fidelitate. Îl vom pune al 12-lea lângă noi, nu pe cel mai talentat, nu pe cel mai vocal, nu pe cel mai... Adăugați ce doriți, ca să nu-mi scape ceva. Îl vom pune lângă noi nu pe cel mai, ci îl vom pune pe cel care a fost de la început până la sfârșit.
încet, încet am și eu o anumită vârstă. Și mi-am dat seama de niște metamorfoze care se produc în viața mea, în gândirea mea. Una dintre ele este că de o vreme nu mai apreciez foarte mult talentul, nici măcar erudiția. Apreciez mult fidelitatea, consecvența, bunul simț, respectul. De la o vreme mi-am dat seama că apreciez virtuți nespectaculoase și s-ar putea să nu mă mai schimb niciodată. Mă simt mult mai confortabil cu cineva care are virtuți de felul acesta decât alte virtuți care sunt în bună măsură, poate, sociale sau care țin mai degrabă de felul cum se propune, cum se livrează publicului. Da, principialitatea face parte din viziune, iar Biserica l-așteaptă pe Hristos fixând principii în fidelitate, păstrând principiile și judecând lucrurile după principii, nu după stări de moment, nu după entuziasm trecător. La viziune, pe lângă realism și principialitate, se mai poate adăuga călăuzire. Îmi place versetul 23 și 24, pe care n-am să le citesc. Dar acolo, după ce au găsit pe doi care corespundeau criteriilor, zice că i-au pus înaintea Domnului și înaintea lor și au făcut o rugăciune și au zis: Doamne, Tu care cunoști inimile oamenilor, arată-ne pe care l-ai ales Tu. Noi am ales pe aceștia doi după criterii corecte. Dar deasupra alegerii noastre, Doamne, alege Tu. Oare mai suntem conștienți, Biserică, în așteptarea lui Hristos, că ultimul cuvânt în vocație, în bunul mers al Bisericii, îl are Domnul? Ei se întorc la ce știau mai bine să se roage și spun: alege Tu, și trag la sorți, și sorțul cade pe Matia, iar după ce Matia este ales, bineînțeles că celălalt, care era zis și Iust, bineînțeles că și-a deschis o altă biserică. Bineînțeles. Bineînțeles că s-a gândit, ai văzut, cum s-a măsluit și sorțul. Sorțul. Nu, dragii mei, sunt în măsură să vă informez că Iust a rămas în biserica din Ierusalim. Că Iust s-a bucurat împreună cu Matia. Că Iust a fost un om matur, care a înțeles că nu despre asta era vorba, ci despre ceva mult mai adânc, nu? Mult mai adânc, mult mai important era vorba. Așa a înțeles el și a rămas în conexiune, în părtășie. Da, iubiții mei, avem nevoie de multă călăuzire, avem nevoie de momente esențiale în care Duhul lui Dumnezeu, în felul lui specific, să ne arate care e drumul, care e calea, care e voia lui Dumnezeu. Dar oricare ar fi ea, avem nevoie să învățăm să rămânem în voia lui Dumnezeu. Împreună, nu doar în rugăciune, ci împreună în viziune, așa cum spuneam. În fine, în al treilea și în ultimul rând, împreună în acțiune. Împreună în acțiune. Priviți împreună cu mine, vă rog, la capitolul 3, versetul 1, unde se deschide un alt episod după cinzecime și unde chiar îi avem pe ucenici în acțiune. Iată cum apostolii Domnului, după ce se roagă, după ce cultivă viziune și reglează tot ceea ce trebuia reglat, ajung să intre într-o acțiune concretă. Iar în capitolul 3 îi avem ca protagoniști pe cei doi, pe Petru și pe Ioan, care se urcă la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Ceasul al nouălea de aici nu este 9 dimineața, poate e bine să facem această paranteză. Și ceasul al nouălea, de fapt, este ora 3 după masă, ora 15. Și e vorba de al treilea moment de rugăciune pe care îl aveau evrei și îl respectau încă din perioada babiloniană. Avem un singur indiciu în Scriptură, în cazul acela a lui Daniel, care se ruga de 3 ori pe zi.
obicei care a fost instituit în Babilon și care apoi a fost dus mai departe până în secolul I, în uzanța evreiască, iudaică. Deci ei se suiau la ultimul ceas din zi a rugăciunii și acolo, cum bine știți, găsesc un olog din naștere și are loc o minune, este prima minune din epoca bisericii. Iată o acțiune în care ei se implică. Împreună așadar în acțiune, pentru că nu e suficient să ne rugăm, nu e suficient să ne reglementăm lucrurile printr-o viziune clară, ci trebuie să ieșim cumva în afară prin acțiune. Iar acțiunea aceasta se face în ciuda a trei mari provocări sau impedimente. În primul rând, e bine să reținem că Biserica lui Hristos e chemată la acțiune în ciuda diferențelor, în ciuda diferențelor dintre noi, în ciuda lor. Petru și Ioan sunt exemple atât de bune în care cei doi sunt atât de diferiți. În trei privințe erau diferiți. Aș vrea doar să enumerăm. În primul rând erau diferiți ca vârstă. Petru era cel mai în vârstă, decanul de vârstă, iar Ioan era cel mai tânăr. De obicei, oamenilor în vârstă le place să se întâlnească cu oameni în vârstă, ca să vorbească despre ale lor. Iar tinerilor le place să se întâlnească cu cei tineri, ca să vorbească de ale lor. De mult nu-i mai judec nici pe unii, nici pe alții. Cândva îi judecam pe ambii. Acum îmi dau seama că nu te poți spune cu normalitatea. Cu ce e legitim, nu te poți spune, numai dacă n-ai minte. Dar noi sperăm să avem. Petru și Ioan, după vârstă, nu trebuiau să fie împreună. Omenește, erau din categorii radical diferite. Vârsta, așadar, nu revendica unirea lor, să meargă împreună. Pe lângă vârstă, ei erau diferiți din punct de vedere temperamental. Temperamental. Petru era ceea ce noi numim astăzi un coleric. Știți ce este un coleric, nu? Aveți prin familie, nu? Și în biserică. Colericii sunt printre noi. Colericul este omul iute. Omul care vorbește primul și uneori cum? Neîntrebat. Se spune că e mare lucru să știi răspunsul. Dar e mai mare lucru să te întrebe cineva. E mai mare lucru. De obicei pe mine nu mă întreabă nimeni, așa că degeaba știu răspunsul. Îl țin pentru mine. Spre zidirea celui care îl știe. Colericul este omul iute, omul care când e de vorbit vorbește, dar atât de mult îi place să vorbească, încât și când nu-i nimic de vorbit, el ce face? Tot vorbește. Când e ceva de făcut, el face, dar când nu e nimic de făcut, el tot face, că îți pui mâinile în cap și zici că nu-i de la noi, de la biserică. E din altă biserică. Ăsta e Petru. Căutați-l, vă rog, în Evanghelie și îl veți găsi vorbind când de la Dumnezeu, când din altă parte. Îl veți găsi făcând lucruri minunate, salvând toată echipa și alte ori făcând de râs toată echipa. Ioan, cine este Ioan? Ce temperament are Ioan? Melancolic. Melancolicul nu e iute, e cum? E moale, enervant de moale. Melancolicii sunt printre noi. Pentru melancolic, verbul a face e tulburător în sine, verbul în sine e tulburător. A merge, îi se pare peste putere. Pentru un melancolic, alte verbe sunt la mare prețuire, cum ar fi a gândi, a reflecta, a contempla, a crea. Alte verbe. Alte. Alt vocabular, alte simțăminte. Ioan este un melancolic. Ioan nu vorbește în Evanghelii, nu poate vorbi, nu încape, știți de cine, nu vă mai spun.
De fapt, Ioan vorbește o singură dată, după învierea lui Hristos, la arătarea aceea de la Marea Tiberiadei, Ioan 21, când toți se înspăimântă, Domnul se arată, nu? Pe mal și vine spre ei, toți se înspăimântă, abia atunci Ioan vorbește și el, dar nu poate vorbi numai două cuvinte, că dacă nu are antrenament. Trebuie să-l așteptăm 3 ani să scoată și el 2 cuvinte. Dar ce cuvinte? Ce a zis Ioan? Este Domnul. Luați gândul acesta și lăsați-l să mai stăruiască în mintea dumneavoastră. Ideea asta, nu vorbește și la urmă ce zice? Este Domnul. Așa da. Ce bine că n-a vorbit. Ce bine că nu s-a irosit. Dar el l-a recunoscut primul pe Domnul. Temperamental erau așa de diferiți. În mod normal, aceștia se enervează unul pe altul, colericul și melancolicul. Dar iată-i aici împreună, în ciuda diversității. De asemenea, ei erau diferiți și din punct de vedere vocațional. Da, ați auzit bine, vocațional. Petru se pare că e genul evanghelistic, dacă ne uităm la parcursul lui, nu? Petru, într-adevăr, este păstor, dar dincolo de elementul acesta pastoral, poate mai păstor era Iacov decât Petru, el este un evanghelist, el predică în ziua cincizecimii, el va predica și aici, după această vindecare a ologului din naștere. Deci el are un spirit evanghelistic care e de la Dumnezeu, fără îndoială, de multă trebuință în biserică. Pe când Ioan are o altă vocație, are o vocație de care? Pastorală. Poate și din cauza aceasta Ioan a trăit mai mult. Contrar statisticilor de azi. Poate că la asta trebuie să ne gândim, să găsim secretul lui Ioan și pentru longevitate și pentru celelalte. Ioan trăiește mai mult. E păstorul care se stinge la o vârstă patriarhală înconjurat de ucenicii lui. Exact ca la carte ai putea să spui, exact cum trebuia să se întâmple. În ciuda diferențelor dintre ei, ei acționează împreună și pe noi să ne ajute Dumnezeu. În al doilea rând, împreună în acțiune, în ciuda provocărilor. În ciuda provocărilor. N-am să insist aici, sunt cu gândul la această vindecare și mă gândesc că ei au trecut prin provocări cum ar fi ineditul situației. Până atunci când s-au întâlnit cu un bolnav sau cu un îndrăcit sau cu o mare înfuriată, cine se ocupa de toți aceștia? Cine se ocupa până atunci? Cine? Domnul. Acum, ineditul este că Domnul nu mai e cu ei. Acum sunt ei și bolnavul, ei și necazul, ei și provocarea. Adăugați la inedit neajunsurile. Vor să-i dea de milă, să-i dea de pomană și spune că Petru e nevoit să spună aur și argint? N-am. Ori pentru un bărbat să nu aibă, e o suferință adâncă. Prin acest aur și argint nu am, să știți că nu se vorbește împotriva metalelor prețioase, vă rog. Nu se vorbește împotriva metalelor. Nu se vorbește împotriva bogăției, pentru că bogăția este amorală, nu este nici imorală, nici morală. Prin utilizare poate să fie, știm, dar în sine ea nu este. Prin urmare, aur și argint n-am, nu este o condamnare la sărăcie, nu vrea să spună că sărăcia e o virtute, nu, sărăcia nu e o virtute. E numai necaz acasă cu nevastă. Aia e sărăcia. Să nu ți-o dorești. Să nu ți-o dorești. Să nu ți-o dorești și dacă se poate să nu ai parte de ea. Când e să ne treacă Dumnezeu prin sărăcie sau prin lipsuri, acolo e o pedagogie a lui Dumnezeu, nu e mântuirea însăși. E doar o etapă de traseu. Oare de ce nu pricepem asta? Oare de ce elogiem ce nu e cazul? Sărăcia este o formă multiplă de suferință. E o mare apăsare. E o mare apăsare. Ei bine, ei spun, aur și argint nu am. Iar acest neajuns lucrează spre bine, pentru că atunci când nu ai din cele de jos, vei fi foarte interesat să ai și să pui în acțiune, în mișcare, pe cele de unde? De sus. Așa să ne ajute și pe noi Dumnezeu. Și fie că avem buzunarele pline sau nu,
Noi să știm că dincolo de ceea ce avem noi e puterea mare a lui Dumnezeu. De asemenea, pe lângă inedit și neajunsuri, adăugați-vă rog și imprevizibilul, pentru că nu știi ce se poate întâmpla după ce bolnavul se vindecă, iar ei chiar au pățit-o. Au pățit-o. După ce ăsta s-a vindecat, sărea omul sănătos. Sărea și îl lăuda pe Dumnezeu și un pic, făcea un pic de gălăgie și strica un pic programul, trebuie să înțelegeți. Pe mine m-ar fi deranjat. M-am ieșit pe Ioan, l-a tulburat un pic. Petru a fi sărit și el împreună cu el. Ioan a fost un pic tulburat. Ba mai mult zice că s-a lipit de ei și nu mai vroia să se lase de Petru și de Ioan. Așa-s trebuie. Astea le pățești la biserică. Nu se mai lasă de tine, măi. El nu-i din tagma ta, n-ai un limbaj comun cu el, nu sunteți neamuri, nici nu sunteți din aceeași biserică, să presupunem, dar nu se mai lasă de tine. Poți să pățești multe. Asta se numește imprevizibilul. Dar nu e de rău. E ceva cu care trebuie să începi să te obișnuiești. Pentru că în biserica lui Hristos, în așteptarea mirelui, mereu se face adunare și n-ar trebui să facă scădere, ci adunare, mereu se alipește cineva, că mare e harul lui Dumnezeu. Și în fine, împreună în acțiune, în ciuda reacțiilor. Avem reacție de uimire, zice că toți erau uimiți de minunea ce s-a săvârșit, precum pe timpul Mântuitorului. Avem de asemenea reacție de simpatie, zice că au alergat cu toții, tot norodul alerga la ei în pridvorul zis al lui Solomon, unde urma să aibă loc o predică pe care au ascultat-o cu mult interes. Și în fine, ultima reacție, asupra căreia nu stăruim ca să nu ne întristăm la final de predică, e descrisă în capitolul 4, în prima parte, care se numește prigonire, că nu e numai uimire, nu e numai simpatie, ci este și prigonire. Și spune că preoții cei mai de seamă, care orchestraseră de altfel arestarea și crucificarea lui Iisus, se ocupă acum de Petru și de Ioan și aruncă în temniță până a doua zi, peste noapte. Prima noapte în temniță. Iată ce reacții diverse. Iată cum suferința este acolo, se profilează încă de la începutul bisericii și o va însoți de-a lungul călătoriei ei milenare. Acestea sunt cele trei gânduri mari pe care am dorit să vi le las și să ni le pună Domnul la inimă. Să fim creativi în rugăciune, să fim apoi creativi în viziune, să îndrăznim, să acționăm, să gândim schimbarea și apoi să fim creativi în acțiune, în faptă, care acțiune este o finalitate a rugăciunii, este o desăvârșire a preocupărilor noastre spirituale și făcând acestea precum biserica primară, să-L așteptăm pe Domnul Iisus când vine, cum spune cântecul, și inimile noastre să fie deschise și pline de speranță. Amin.